Moldova, alege Europa. Vrem să aflăm părerea dumneavoastră despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ce părere aveți? Cu ambele mâini. Cu ambele mâini, noi trebuie să fim acolo. Păi noi fără Uniunea Europeană, noi dacă pierdem integrarea asta cu Uniunea Europeană și Maia Sandu pierdem, vine sărăcie la noi. O părere foarte bună am, de exemplu, cred că mergem spre viitor, spre mai bine, viața e grea. Și dacă nu noi, măcar copiii noștri or să ajungă. Pentru țară, în general, posibil că da. Doar din motiv că este probabilitatea, posibilitatea de a se investi pentru în infrastructura țării noastre. Pentru mine personal, eu nu aș vrea. Noi suntem o țară agrară, suntem un stat ortodox. Pentru mine asta mult contează, ceea ce mă face să mă gândesc că nu prea aș vrea să intrăm în Uniunea Europeană. Din punct de vedere a dezvoltării economice și sociale a Republicii Moldova, este un lucru foarte important, deoarece vom avea beneficii foarte multe și ne vom putea dezvolta în multe planuri. Но сначала пусть поднимут доходы, как в Европе, а потом будем говорить про евроинтеграцию. Наш путь только совместно с Россией, как было раньше. Ce părere aveți despre Europa? Eu am o părere bună. Poți să mă schimba o leac. Dumneavoastră aveți copii sau rude stabilite peste hotar? Da. Ce țară? În Anglia. Să mai întoarcă acasă copiii nepoți? Eu tot vreau în țara noastră. Dar să-ți mai schimbi o lecuță. Однозначно european, cu Led Zeppelin și cu Pink Floyd și cu toți ceilalți. Какое ваше мнение о евроинтеграции Республики Молдова? Если так честно, я против. Какие аргументы? В первую очередь, движение ЛГБТ, которое допускается человеком, и это, по сути, плохо. В Библии пишет черным по белому, такие люди не наследуют Царство Небесное. Я за адерари, потому что я был в Униуне, в середине Униуне Европеана, и я согласен, что и Молдова сделают очень из фамилии. Dumneavoastră, sunteți pentru integrarea europeană sau contra? Noi suntem pentru noi. Vedeți, hârlețul nostru ne-l iei, nici unul ne salv. Da, dar e ca în Europa, dai cu hârlețul, măcar plătesc ceva de aici. Cine mai intri aici? Я уже в возрасте, но я скажу так, что если будем даже с Европой, это тоже неплохо. Но нам надо дружить со всеми странами, чтобы мы всегда дружили со всеми, как раньше. Какие ваши мнения вот о Евросоюзе в целом? Хорошее мнение. Какие плюсы можно назвать вот Европейского Союза? Плюсы? Ну, там просто законы соблюдаются, а у нас нет. Hello, și bună ziua și zdravă! Bună ziua! Da, câteva întrebări, vă rog. Chiar contează părerea dumneavoastră. Sunteți din Fălești? Păi da, din Fălești. Vrem să știm care este părerea dumneavoastră despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pozitivă. Care ar fi argumentele? Păi, unicul argument serios este nivelul de viață normal care este în Uniunea Europeană. Care argument mai trebuie ăștia altul? Dar aveți careva griji în urma acestei aderări? Păi ce griji pot să am? Griji ca să se pornească treaba asta și să meargă până la capăt. Deci dumneavoastră credeți că parcursul european e calea cea dreaptă pentru... Veritabilă, e unica dreaptă, corectă. Vă mulțumim. Să trăiți. Părere foarte bună și sunt de acord. Care sunt avantajele și argumentele? Pe un trai mai bun pentru moldoveni. Tu ai părinți sau rude peste hotare? Da. Ce țări? România, Franța. I-ai vizitat? Am fost. Ce ți-a plăcut cel mai mult în Europa? Chiar și oamenii de acolo și posibilitățile. Eu считаю, что Молдова должна идти своим путем. Без евроинтеграции, а быть своей независимой страной и идти своим путем. Молдова e o țară mică. Nu avem resurse energetice. Nu avem petrol, nu avem aur. Singur nu putem exista. Asta e prășină. Cum crezi, mă, de ce multă lume e ca steme de Europa și nu vor cu Europa? Nu înțeleg. Asta e capacitatea mentală.
стоит Молдове интегрироваться в Европу или нет? Честно? Честно. Я не знаю. Только он знает, как правильно нам поступить. Как вы думаете, вот если все-таки Молдова интегрируется в Европу, поступит в Евросоюз, это больше плюсов или минусов? Как вы считаете? Наверное, плюсы. Dumneavoastră sunteți din Fălești? Da. Spuneți-vă, ce părere aveți despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană? Normal. Dar care sunt plusurile? Care sunt avantajele? Atât și plusurile. Atât copiii prin Europa, atât. Primul, Europa e normală. În fel de legi, este în urca Rusia. E normal. Aveți copii stabiliți în Europa? Da, băiatul în Germania, fata în Cehia. Eu sunt de acord. Cu europenii, copiii, nepoți, pentru nepoți de-am să-l fie bine. De-am noi. Vrem să știm părerea dumneavoastră despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vă spun doar Doamne ajută! Vă mulțumim! În primul rând, condiții de trai mai bune, salarii mai bune, un viitor mai bun pentru copiii noștri. Щоб у нас зарплати були, як в Європі. Щоб був порядок, як в Європі. Якщо ми хочемо в Європу. А так получается, что мы хотим как в Европе, а зарплаты как в Африке. Уровень жизни не настолько важен. Человеку достаточно того, чтобы он имел нормальную зарплату и жил, чтобы его никто не мешал. Как вы думаете, вот Европа как может помешать Республике Молдова развиваться экономически? Экономически, конечно, она ничем не помешает Молдове. Она даже, можно сказать, поможет Молдове. Легиля сфим, ла нивелу чермайна. Буна старая популация сфим, у сфим ажутаци, перманент, Униуния Европеана, даша ной сентем изолаци. Орче четатяну Републики Молдова равя май мульти авантажи. Я уведу над витор ал економії Молдови ен Униуния Европеана. Văd piață noi de desfacere, eu văd noi școli pentru tineri, școli avansate și văd, nu mă tem să spun, o cultură mai. Se vor produce schimbări, ceea ce este necesar în țara noastră și sper eu schimbări spre mai bine. Un trai mai bun, mai decent, mai frumos, mai... Se vede că ce înseamnă cățăc de Europa. Dar ce trebuie să întâmple Moldova ca să întoarcă copiii? Hai, buleaf, unul de lucru și... Cred că da. Fiecare vrea o acasă. Acasă, acasă. Când trăim și noi în Europa, desigur că o să-mi toarcă. O să vii și la noi, o să fii și la noi acasă, Europa. Și o să vii. Dumneavoastră ați simțit careva investiții europene în, aici, la nivel local? Uite asta ce vedeți dumneavoastră. Strada asta, strada Ștefan cel Mare, trotuarele, toate sunt investiții europene, oameni buni. Clar lucru, satul european de care au beneficiat foarte multe localități din raion, proiecte sociale și multe altele. Ia ca drumul investiții, canalizare investiții. Asta e bine sau? Asta e bine. Trotuarele au fost schimbate complet, drumul a fost renovat și a fost renovată complet canalizația. Lucrez la primăria orașului Fălești, avem proiecte cu Uniunea Europeană, România foarte mult tot ne ajută, investește. Moldova alege Europa.